Un art proiect. Este vorba de Powder Art, o galerie de artă pe care am deschis-o la sfârșitul anului 2018 în Japonia, Niseko, unde eu reprezint și promovez și vând câțiva artiști internaționali, artiști de artă contemporană, despre care am mare plăcere să vorbim. Imagine, Alina, sunt imagini din galeria de artă. Galeria noastră, da. Țin foarte mult la acest local pentru că am participat și eu la reparația, la renovation ăsta, cum să-i spun. Uite, aici sunt picturile lui Michael Angel, ăsta e nickname-ul lui, nu e Michelangelo, cum credeat unii. Din New York, un alt pictor este Peter Isabels din Amsterdam. Aici sunt, iată, chiar el. Stabilit în Shanghai, foarte renumit prin picturile lui, stilistica asta lui așa abstractă. Lumea zice că seamănă cu Basquiat, dacă știi cine e Basquiat, unul cei mai mari pictori al lumii. Și da, Peter cumva are același stil. Și cel de-al treilea este Ben Mori, preferatul meu, este din Tokyo. Tehnica lui e una foarte deosebită și complicată. Pentru Alina, că... dacă ai aduna prețurile la fiecare tablou care e agățat acolo pe perete, ce sumă am obținut? Păi tablourile sunt de la 20.000 de euro în sus și ele sunt cam vreo 7 la vreo 8 în vânzare în momentul de față. Wow! Deci în jur de 200.000 de euro sunt agățate pereții. Da, în așa un local mic și negru cum arată ca un... Asta e Ben Mori. Cel mai frumos artist, cel mai frumos picture show. Calul ăsta l-am vândut, a avut cel mai mare succes, pentru că asiații cred în simboluri. Deci calul este un simbol bun. De exemplu, chinezii nu cred în noroc, în lupi, da? Câinele și lupul nu are nu-i aduce succes. Și uite, am avut una din cele mai mici și drăguțe picturi, care n-am putut să o vând nici de cum, pentru că, ca să înțeleg la sfârșit că asta e motivul, știi? Oricum, arta nu se vinde ușor, este vorba de timp, de gusturi, da? De oameni care sunt interesați. Asta mai am să întreb. Trebuie să cunoști și oamenii, adică ei venind la prima vedere se uită, dar chiar dacă vor să achiziționeze un astfel de pictură, da, îți vine foarte greu, trebuie să intri în pielea lor și să înțelegi de ce anume au nevoie și, nu știu, fiecare pictură până la urmă e o istorie care e nu adevărat. Se vinde pur și simplu. Și trebuie să-i convingi. Deci asta e că trebuie să mai întâi să găsești acei oameni care ar fi interesați de artă și să știi despre ce fel de artă vorbești. În cazul meu, eu am avut mare noroc să-i cunosc personal pe toți acești pictori și să cunosc exact ce tehnică folosesc ei și deci pot să, când vorbesc despre picturile lor, chiar știu despre ce vorbesc. Dacă ar trebui să vând orice sau un fel de artă, modern art, știi cum sunt foarte multe picturi din astea, când arunci un ardei pe perete și îl stropești cu spray și zici, zici asta e artă. Și costă 10.000 de euro, mie mi-ar fi greu să conving pe cineva, pentru că eu, mie îmi place ceea ce vând, să-mi placă ceea ce vând. Adică și transmit asta, un mesaj. Exact. Și până acum am descurcat ok, doar că mai trebuie timp pentru că galeria este se deschide doar pe sezonul de iarnă, căci Niseko este foarte renumit pentru ski, este un ski resort cel mai mare și cel mai